Revin și cu ultimul pas de la scară. Așa arată gofrajul după turnare. N-am mai apucat să fac video în timpul turnării pentru că a trebuit să țin furtomul de la pompă și nu a avut cine să filmeze. Deci cam așa se prezintă cofrajul după turnare. Treptele după turnare se văd așa. Nu o să insistat să fie nete, de oricum mai vin 4 cm piele și apă. Intonat și planșeu și tot.